Cireașa de pe tort. Instanța a solicitat procurorului de caz ca, în termen de 5 zile, să precizeze dacă menține dispoziția de trimitere în judecată a inculpaților sau solicită restituirea cauzei. Dacă aceste probe vor fi anulate, s-ar putea ca o parte din fapte să nu mai poată fi demonstrate. Reamintim faptul că Raluca Stâncescu a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA în toamna anului trecut, fiind acuzată de șantaj, instigare la favorizarea făptuitorului, instigare la compromiterea intereselor justiției, divulgarea informațiilor secrete. În același dosar sunt anchetați și prietenul Ralucai Stâncescu, Cătălin Stavără, dar și doi polițiști care i-ar fi oferit sprijin în diferite situații ce nu sunt compatibile cu legea.